Totul s-a întâmplat în parcarea hotelului unde turistul se cazase. Bărbatul în vârstă de 60 de ani a venit cu mai mulți colegi în România și și-au petrecut noaptea la un hotel de la marginea Piteștiului. Dimineața și-a pus bagajele în mașina închiriată și nici măcar nu a observat când dintr-un autobuz a coborât un grup de romi, printre care și un copil de 11 ani. Tupeul Puștiului este ieșit din comun. Sigur, pe el s-a dus direct la portbagajul deschis al mașinii austriacului și a luat pur și simplu geanta în care se afla un laptop cu tot cu accesorii în valoare de 2000 de euro. În urma vizionării înregistrărilor camerelor de supraveghere de la hotel, copilul a fost identificat. Pe înregistrări se vede clar cum coboară din autobuz împreună cu celelalte femei de etnie romă și în 5 secunde sustrage geanta. Poliția l-a prins pe hoțul de 11 ani, un copil din satul Mănicești, comuna Băiculești. Noi am descoperit și autorul a fost un noroc pentru faptul că au existat camere de supraveghere în zonă. Știți cum se spune, hoțul cu un păcat, păgubașul cu două. Ideea este că și cetățeanul austriac nu și-a asigurase mașina, a lăsat-o cu portierele deschise. Acest copil de 11 ani a profitat de chestiunea asta și a sustras acest laptop. V-am zis, din fericire, noi am reușit să-l identificăm și bunul a fost înapoiat părții vătămate.